Așa, mă, e istorie nouă. Nu, eu cât ar pictez când am o stare să fletească așa mai melancolică sau când mă apuc belca. Da, așa, mai mult când simt că am nevoie să fiu singur, atunci iarăși se trezește muza asta, iarăși, știi? Arta asta e lumea mea interioară și eu nu pot să spun și eu nu pot să arăt. Eu arăt prin artă. E ceva bucate din tine. Eu sunt un profesor așa mai modern, nu sunt un profesor de asta mai cu multe restricții. Ca tare, am devenit un profesor foarte spontan. Asta nu a fost planificat în viața mea. Să mă întreb când eram copil, Doamne ferește, eu profesor, dar Doamne ferește, eu profesor niciodată nu-ți vin. Și că sunt copii, Doamne ferește, nu. Eu când eram elev, nu era parcă... Nu eram așa de liber ca dânșul. Uite, eu pe copiii mei văd foarte liber. Vine eleva la mine și îmi zice, domn Daniel, dar eu vreau să ținez familia netradițională. Și eu tăcui, 12 ani are copil. Și tăcui, stau și mă întreb. Știi, ok, eu am înțeles, dar o fac pe prostul. Și zice, adică netradițional. Și îmi spuneam, păi dacă știți că există cupluri din același gen? Și zic, da, dar ce are, ce atribuții are cu mama noastră, știi? Tot o fac prost să vezi așa zică, știi? Și îmi spuneam, păi lămurește-mi, te rog, ideea ta și eu vedem mai departe și cum procedăm. Și ea spune, ia că vreau să fac o doamnă, cu o doamnă și cu copilul lor. Și eu spun, dar tu știi cum se numește chestia asta? Da, el sunt lesbiene. Maica mea nu înțelege, e în afară de flori și ele de mai realist și ea nu înțelege arta asta. Și cu asta, ia uite parcă cu sânge pe tat sau ia uite, nu înțeleg nică, of, nici făi maș, nici făi flori și ele. Am lucrat și cu contingent de 8-9 ani. Chiar avem o fată de 7 ani, mititică și da, mai avem tema, dar și ce vrei. Da? De exemplu, ulcior cu măreaz avem, da? Culori calde, da? Dar el lua pietrele și face așa. Și pe urmă te luai și te uitai și tu, așa o abstracție frumoasă ieșe, tu zice, wow, dar pe ietre și abstracționistă, știi? Și copchel nu îndeplinea și trebuie, da? Dar e picta și ieșe, vede e. Cum vedeai el, știi? Zice, e ulcior cu măr, îți spune două pietre și zice, asta e ulciorul și asta e mărul. Dar acolo era câte stai și te uiți. Și te uiți, vorghești așa încrezut, vorghei așa încrezut, așa. Și băi, eu chiar o lăsam. Eu o lăsam să fac cum vrei e. Anume, ce ține de artă, asta e libertate, asta e exprimare, asta sunt emoții și tu vezi că copilul așa la tot scoate dintr-o să scoate și vezi cum crește. Băi, îmi place. Păi cum noi putem să educăm generația asta dacă noi prostă le tăiem aripile? Ei vor și noi nu. Când vezi că copilul e cu interesat să lucreze și vezi că are rezultate și mai ales știi că tu ești profesorul lui,
Păi atunci da. Totul capătă sens, adică știi? Și capeți și tu în sens că profesoria, că ești cu interesați, vezi cum evoluează, cum prin greutăți cum treceți împreună. Mie îmi place generația care crește acolo.